Bună ziua, dragi prieteni din Fecioară! Haideți să vedem la Fecioară, puțin în dragoste, ce se va întâmpla între dumneavoastră și acea persoană. O persoană, da? Deci la una vă gândiți. Nu, că nu vreau să le las peste. Vreau să le amestec mai mult. Să mă gândesc foarte bine la Fecioară. Fecioară este zodia mea preferată, da? Pentru că mama mea este Fecioară și atunci de asta. Haideți vin la dragoste la Fecioară. Oh. Aha. Deci. Dacă partenerul, partenera dumneavoastră a avut pe cineva extra, un amant, o amantă, în secret, ați descoperit și i-ați despărțit sau i-ați descoperit și îi veți despărți pe ei doi. Îi veți despărți, totuși în secret, poate cu vrăji, poate, da, vrăji la mort. Și acest bărbat nu se va mai uita la altă femeie, nici și această femeie la alt bărbat. Deci mai mult bărbatul văd, da? Apoi, mai văd o femeie care este împotriva relației și poate că îi trimite mesaje sau vrea să-l cucerească, să meargă după el, să... Deci, este dorit de altă femeie, dar dumneavoastră puneți crucea. Dar mai poate să însemne și că este în destin să se întâmple asta și atunci nu puteți face mare lucru. Da? Deci atunci, da, va fi și cu dumneavoastră și cu această femeie, pentru că în viața acestui bărbat stau două femei. Deci în destinul lui stați dumneavoastră și mai stă și femeia asta. Chiar dacă femeia asta este în secret, suferă mult după el, plânge mult, cum să zic, femeia asta îl iubește și dumneavoastră îl iubiți parcă și asta văd. Da. Și totul este în secret. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.